Luni, după ploaie de câteva minute, o zonă din cartierul Ortelec a ajuns sub ape. O persoană anonimă a trimis imagini la redacție și ne-a declarat că în zona respectivă s-au făcut lucrări și cineva a avut ideea genială de a pune un tub cu un diametru mai mic. Mai multe grădini s-au inundat, iar oamenii nu au mai putut ajunge în stația de autobuz, unde s-a format un adevărat lac. Locuitorii se întreabă dacă se va remedia vreodată această problemă generată de un inginer iscusit. Mulțumim persoanei anonime care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ztv.ro, emailzalottv@gmail.com sau pe WhatsApp pe numărul de telefon 0744247263. Iar la 3 filmări care vor apărea pe acest site, veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.